perle japoneze mic, dar harnic. Este părul. Încă nu scoapte, dar trebuie duse mâine la Oradea. Cum era aia? Cine pune în cuib sămânța pentru altul o culege? Și n-au boli, n-au dăunători, sunt rezistenți. Nu prea au apucat nicio pară japoneză să se coacă, pentru că a trebuit să le dau. Foarte zemoase. Soiul Koshuko nu este foarte dulce, spre deosebire de alte soiuri, dar este incredibil de zemoasă. Incredibil de zemoasă. Koshuko. Portaltoi sălbatic. Și evident rezistent la boli. Ultimele pere japoneze pe care le-am cules. S-au consumat mai crude, mai necoapte. Cum s-a putut? Cu muguri de la Romeo, evident. Aici mai avem ceva kirghize. Soiul Ervina, nu știu mare lucru despre el, m-a șocat. Altoi mai mulți un pic decât trebuia. De la răposata doamna Valeria Petre. Și kirghiza. Pe undeva cred că a mai rămas niște Koshuro. Koshuro. Diferit de Koshuko. A, Mavrodinu. Mavrodinu parcă e albăstrui. Ăsta e pitic. Și Mavrodinu a fost altoit în primăvară. Ăsta altoit de 2 ani. E cam sensibilus la boli, nu foarte sensibil. Și aici avem Koshuro. Koshuro. Foarte mult timp tot am căutat soiuri de japonezi, am fost dezamăgit, am cumpărat într-un an de 750 de lei, tot așa, de la 35 la 75 de lei bucata și majoritatea, numai japonezi n-au fost. Ăștia au fost încărcați anul ăsta și ăștia la alți. Toți au fost încărcați. Aici mai avem Benita, aici în spate. Benita, evident o mugru de la Romeo. Niță. Fara lui Niță, cam sensibilă la rapăn. Mugurtă de la răposată doamna Valeria. Sensibilă la rapăn. Doar la europeni am făcut tratamente și tot au rapăn. Vedeți? Cu tratamente, cu tot au rapăn. Japonezul lângă el, niciun stres. Sunt portaltoi care nu s-au prins. Și tot japonez, Mavrodinu, curat, frumos. Curat. Paradise. Paradise-ul de la Buțurcă. De la tovarășul Buțurcă. Nu mi se pare că e foarte bolnăvicios. Și japonezul, evident. Aici avem rapăn. Aici, lângă el, nimic. A, am mai găsit o pară. Am mai găsit o pară. Cam frumușică. Deosebit de zemoasă. După mulți ani de încercări, am reușit și eu să prind niște soiuri. Ok, de la Romeo și care au confirmat. În al doilea an de la altuire, deja au rodit. Koshuko. Koshuro. Kosui. Koshuro cresc mai mari, dar
au produs foarte mult și Coșuco. Au avut foarte multe pere și au rămas un pic mai mici, dar la gust tot foarte bune sunt. Oricum, preferatul meu este Tama. Tot de la Romeo Muguri, evident. A fost încărcața noastră. În iulie deja se culeg. Deja scoapte bine iulie. Și Niță, care are rapăn, înconjurat de japonezi fără rapăn.